Nu e așa că parcă avem prea multe cheltuieli? Facturi, cumpărături, combustibil, ieșiri în oraș, dar ce-ar fi dacă ai putea să recuperezi o parte din banii cheltuiți pe toate acestea? Imaginează-ți că fiecare tranzacție pe care tu o faci îți aduce bani în buzunarul tău. Hai să vorbim despre cashback și beneficiile pe care ți le oferă unele carduri și practic cum poți să transformi fiecare cumpărătură între o mică economie fără să îți schimbi obiceiurile sau să-ți afecteze bugetul. Ce este cashback-ul? Cashback-ul este ca o recompensă ascunsă în fiecare plată pe care tu o faci. De fiecare dată când tu îți folosești cardul și să presupunem că asta este o tranzacție cu cardul, o mică parte din suma respectivă se întoarce la tine în buzunar. Fie că vorbim de bani, cash sau puncte pe care le poți schimba ulterior în diverse produse sau servicii, acest beneficiu este modul prin care băncile îți spun mulțumesc pentru utilizarea cardurilor lor. În România, din ce în ce mai multe carduri oferă astfel de avantaje, iar dacă înțelegi cum să folosești acest cashback într-un mod inteligent, poți transforma fiecare achiziție într-un câștig. Și ce trebuie să știi despre cashback? Cel mai important lucru este că nu trebuie să lași cashback-ul să dicteze cumpărăturile pe care tu le faci. Nu e așa că e tentant când vezi că ai cashback dacă îți cumperi un nou telefon de la nu știu ce magazin? Păi normal că e, că și pe mine mă tentează. Te gândești că mai bine e acum, că ai un mic beneficiu acolo, acum când e mai ieftin, dar trebuie să nu uiți că acest cashback nu trebuie să fie motivul pentru care tu faci cumpărături. Așa cum am zis și mai devreme, cashback-ul este o recompensă. Păi ce recompensă mai ai dacă te pune să faci cheltuieli? Mai mult, cel mai bun cashback e atunci când tu nu ai restricții de magazin, adică nu ai cashback dacă te duci să cumperi la magazinul X sau la Y. Automat, când te restricționează, și ne întoarcem la ideea de la care am plecat, nu mai este o recompensă, ci se transformă într-un motiv, o scuză pe care tu să o folosești să faci o cheltuială care de multe ori se poate dovedi a fi inutilă. Un exemplu de cashback așa cum trebuie, care nu este restrictiv și de care poate profita oricine, este cel de 5% la tranzacțiile online folosind cardul Salt. Nu ai restricții de magazin, doar trebuie să te asiguri că tu faci cumpărături online de minim 100 de lei per tranzacție. Poate fi mâncare, poate fi mâncarea pentru pisici, poate fi silicat, poate fi cafeaua ta preferată pe care eu tocmai am comandat-o sau poate să fie pizza pentru o seară cu prietenii și doar trebuie să mai știi că este de maxim 50 de lei pe lună pentru fiecare client până la finalul lunii septembrie. Mai ales dacă ai o seară cu prietenii, puteți să profitați la maxim de acest cashback într-un mod foarte, foarte ușor. Unul dă pizza și altul dă băutura. Și în felul acesta, dacă amândoi aveți carduri, fiecare primește cashback pentru suma folosită. Așa că uite, ți-am dat și niște idei bune pentru weekend. Dar să nu uiți, dă cu Salt dacă faci asta. Poate câteva procente ți se par nesemnificative, nu e interesant pentru tine, dar gândește-te, fiecare leu contează și dacă tragi linie la final de lună, ai putea să rămâi surprins. Sunt atâtea moduri prin care tu poți să fii mai eficient cu banii tăi și cashback-ul își are locul în planul bugetar al fiecăruia. Și hai să te mai învăț ceva, cum să îți maximizezi cashback-ul fără să faci nimic în plus. Îți amintești de zilele în care alergai din magazin în magazin după reducere? Da, știu, cu toții am făcut asta. Acum poți să faci același lucru fără stres, dar cumva benefic pentru tine. Prin a verifica ce oferte de cashback ai și să folosești cardul tău pentru toate cheltuielile zilnice care îți aduc o recompensă, chiar și pentru facturi. Ții minte ce ți-am zis mai devreme de cashback-ul de 5% pentru tranzacții online folosind cardul Salt? Eu mi-am plătit facturile, adică gaz, curent și internet, și m-am trezit cu bani în buzunar. Atât de simplu. Dar nu uita, să fie plată online și nu transfer bancar. Ok. Și care e concluzia? Păi cashback-ul este o modalitate excelentă de a economisi bani, dar cheia este să-l folosești cu cap. Integrează-l în rutina ta zilnică fără să-ți schimbi obiceiurile sau să te forțezi să cheltui mai mult decât îți permite bugetul în mod normal. În esență este ca și cum ai avea un mic ajutor financiar la fiecare cumpărătură pe care o faci sau ca atunci când erai tu mic, te duceai la magazinul de la colțul străzii pentru că te trimiteau ai tăi să cumperi nu știu ce și doamna de acolo îți dădea bomboanele tale preferate ca bonus pentru că erai simpatic. Să economisești în realitate nu este greu. Trebuie doar să fii organizat și să profiți de toate mijloacele pe care le ai la dispoziție. În ziua de astăzi avem foarte multe mijloace și cashback-ul este unul atât de simplu și zic eu de neratat. Din nou, nu trebuie să faci nimic în plus față de ce faci tu în mod normal și ar fi păcat să-l ratezi. Îți mai dau un ultim exemplu. Dacă îți renovezi apartamentul, sunt ferm convins că ai cum să aplici un cashback de pe undeva. Cam asta am vrut să zic despre cashback. Nu uita, dă cu salt ca să profiți de cei 5% la orice plată online, la cumpărăturile de peste 100 de lei, în limita a 50 de lei pe lună până la finalul lunii septembrie. Și de același timp, nu uita să dai un like, să te abonezi și să apeși pe clopoțel pentru a nu rata niciun video viitor. Pa, pa!